Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. După o scurtă vacanță am revenit în forță și anume cu mașina care ne lipsea de mult pe canal și care tot îmi spuneați că nu a filmat niciodată un McLaren. Ei bine, astăzi v-am adus în premieră un McLaren MP4 12C Cabrio. A fost prima mașină din România de genul acesta, cumpărată de nouă. După cum știți, da, McLaren este o companie britanică, iar acesta este primul model scos de companie după foarte mulți ani de absență, mai exact de la legendarul McLaren F1, mașina cu 3 locuri, da, care a deținut pentru foarte mulți ani recordul mondial de viteză. Mașina la bază, tipic McLaren, este un motor V8 de 3,8 litri, 6 cai putere, 6 Nm și o cutie cu 7 rapoarte și dublu ambreiaj, ceea ce înseamnă că mașina are launch control. Prima impresie, pot să vă spun că mașina este extrem de joasă, chiar este exact un kart mașina. Știu că folosesc destul de des sintagma asta, dar mașina este chiar un kart acum. Este extrem, practic tu cobori mașina asta, nu urci, da? Avem această monococă de carbon, așa se numește, în care șoferul este, în caz de doamne ferește accident, este păzit, da? Este în siguranță, fiind o celulă de carbon. Cum știți, McLaren au aceste interioare destul de simple, simpliste aș putea spune. Una, două, trei uri de ventilație, da? Avem aici butonul principal de meniu, butonul de start-stop, iar aici avem traction control-ul și diferențialul de setare, buton de launch control, frâna de mână, iar aici este cutia de viteze. Cutia de viteze pe care mulți oameni au hulit-o și spuneau că, știți cum era, este ca la Range Rover, cu butoane. Iar mulți pe mașini super sport nu sunt de acord cu acest lucru. Eu nu am nicio problemă în a fi cu butoane, fără butoane, pentru mine este tot același lucru, eu merg pe padele. Iarăși un lucru rar, ce numai la McLaren întâlnești, sunt aceste climatronicul, care este și pe ușa pasagerului, pe șoferului și pe ușa pasagerului, în care setezi temperatura, setezi tot ce, toată clima practic aici se află. Wow, deci cum sună motorul ăsta în spate, fiind evacuările, fiind o evacuare scurtă, da? Pentru că motorul este în spate și evacuarea este cam, n-are un metru, se aude extrem de tare. Perfect să te plimbi cu un McLaren. Gândiți-vă că MP4 12C Spider, nu știu dacă mai este vreunul în România. Atenție, Spider, nu coupe, coupe-uri mai sunt câteva. Wow. Da. Vizibilitatea este nu bună, este extrem de bună. Scaunele au un suport foarte bun. Nu este cel mai mare suport lateral, dar pe mine, la mărimea și greutatea mea, mă ține perfect, practic, acest scaun. Trebuie să ne ținem după proprietar. Deci, ador mașinuța asta. Că este o mașină, să spunem, veche, da? Bine, nu vă gândiți la mașină clasică. Este o mașină veche, este din 2014 mașina apărută ca și model, 2013 chiar. Și mașina asta încă întoarce, nu priviri, tot orașul după ea. Pentru că designul este în continuare unul atrăgător, sportiv, exotic și culoarea în sine este o culoare exotică, da? Nu vezi pe orice mașină acest vișiniu, da? O vișină așa putredă. E altceva. Și primul rând că este McLaren. Noi români suntem obișnuiți Ferrari, Lamborghini. McLaren mult mai rar. Doamne, doamne, cum stă mașina asta pe șosea. Gândiți-vă că este tracțiune spate și a stă lipită de asfalt. Chiar dacă noi câteodată am provocat-o în câteva curbe, n-are nicio treabă în a pleca de spate sau a-ți da vreun sentiment de neîncredere. Thank you.
McLaren MP4-12C, da, cum v-am spus. Să vorbim puțin despre exteriorul ei. Bineînțeles, logo-ul McLaren. Aici, după cum observați, daylight-ul imită logo-ul McLaren. Da? Daylight-ul, uitați. Acest V întors, da? Culoarea asta de vișină putredă. Jantele. Da? Cu etrierii care scrie la fel McLaren. Doar cunoscătorii vor ști că aici este un buton, da, în care se ridică ușa. Aici avem pentru când se tractează mașina, da? Aici vorbeam de celula de carbon. Asta este manual door release, adică în cazul în care rămâi fără baterie, trage să se deschide ușa. Altfel s-ar deschide de aici, da? Geamurile electrice, climatizarea. Deci este interiorul pe care l-am mai prezentat o dată în timp ce mergem, da? Aici capacul de alimentare. Bineînțeles, evacuările care acum sunt încinse. Da. Eleronul care se ridică la viteze sau îl poți ridica tu, da? Aici este motorul de 3.8 V8. Și inclusiv cu ușa de la pasager deschisă. Aici la fel avem cum să ne bată aerul și în schimb nu putem regla temperatura așa cum putem de acolo. Da. Un interior minimalist, dar practic. Aici avem localitatea în care se fabrică, Surrey, England. Da. Scaunele au memoriile aici, inclusiv, uite, să se mute față, spate, dar toate comenzile sunt aici pe scaun. Da. Covoraș inscripționat MP4-12C. Butonul de deschidere a geamului din spate. Decapotarea, cutia de viteze, cum am mai arătat, da? Traction control-ul, modulele de condus, launch control și winter mode. Mașina la interior, cu toate că este un model super sport, are și elemente de lux, cum ar fi borduri din piele și carbon, da? Inclusiv volanul, aceste spițe sunt din carbon. Piele de cea mai bună calitate, cum spuneam, ceea ce doar la unele mașini de lux găsești. Mulți se plâng, după cum știți, de McLaren, că nu sunt prea fiabile și se strică și... Vezi că proprietarul, care are și GTR-ul din față, cu care am filmat în vară anul trecut, cel de 700 de cai, o are de foarte mult timp, aproape de când chiar de când a apărut mașina, că spuneam că a fost prima, și este destul, atenție, destul de mulțumit de mașină. Nu este o mașină perfectă, cum nici un supercar de altfel nu este o mașină perfectă, pentru că apare în continuu erori, bug-uri, da, la ea. Dar fiind un model mai vechi, este mult mai bine făcut, după părerea mea. Pentru că McLaren acum a luat-o pe cealaltă cărare și fac mașini și modele noi în fiecare lună. Și vă dați seama, transmit tehnologia de la una la alta și nu mereu se pupă acea tehnologie de pe o mașină pe un alt model, pe o altă bază, pe o altă concepție, da? Ce m-am rămas plăcut surprins este că aici, pe stâlp, da? În momentul în care decapotăm așa și chiar și când este acoperită, este Alcantara. Plafonul, am uitat să spun, este un hardtop, adică este cu metal, da? Aici avem gemulețul pe care îl putem deschide, dacă vrem. Avem chiar aici un buton, ăsta de aici este, să se deschidă geamul. Și hai să vă arăt o chestie interesantă. În momentul în care noi aici activăm orice, launch control sau uite, pe sport sau da, trebuie întâi să setăm și apoi dăm activ. Pentru că altfel acel mod nu se activează. Deci trebuie să apeși neapărat tot timpul butonul activ. Altfel nu intră în funcțiune. Nu e doar și pur și simplu apeși un buton și gata. Nu.
asta zic, McLaren e puțin mai ciudat decât restul producătorilor auto. Prezentarea de la exterior de afară, da, care am vorbit puțin despre mașină, v-am arătat unele elemente, da, pe exterior de caroserie. După cum spuneam, este primul McLaren de pe canal filmat. Știu că vă doreați de mult un McLaren, tocmai de asta m-am chinuit să găsesc unul mai rar, pentru că 720 se filmase deja în România. Cu modelul ăsta nu a filmat încă nimeni. O să mai caut niște modele de McLaren, probabil un 650. Până data viitoare, eu vă spun la revedere. Sper că v-a plăcut acest material. Nu uitați să vă abonați la canal și pe Instagram Driver România și pe foto.dr, da, colegul meu, unde vedeți cele mai frumoase poze, inclusiv cu asta și cu GTR o să vedeți poze frumoase. Cum spuneam, doar așa vă puteți ajuta să aduc mașini din ce în ce mai rare și din ce în ce mai scumpe pe canal, pentru că asta vă doriți până la urmă. La revedere, până data viitoare, ne auzim!